meciul cu Potai Satur, dar cel puțin în prima repriză Știința Municipal Dedeman Bacău a suferit mult. Este foarte adevărat. Eu cred că un joc, și mai bine zis, orice joc, așa cum ați mai auzit spunând, trebuie abordat nu 100%, dacă se poate spune 200%. Pentru că a fost foarte ușor să intri într-un colaps. Am văzut și echipele mari, nu vreau să dau exemple, dar știm cu toții că am asistat la surprize la campionatele europene și mondiale. Bun, este încă departe raportul, dar totuși cred eu că ar trebui să luăm și noi notă de la lucrurile astea. Și când spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că mai exact trebuie să nu mai facem atât de multe erori, atât de multe greșeli, cu atât mai mult când oportunitățile, cum ar fi o superioritate numerică, le lași să scape pe degete. Diferență mare între cele două reprize. N-am avut astăzi reușite extraordinare, decât în a doua repriză am avut câteva lucruri care am fost, mai bine zis, forțați de împrejurări sau de conjunctură să le punem în aplicare, respectiv Mihai Bujor pe interdrept. Paradele lui Fane Grigorașă, loviturile de la 7 metri, felicitate de Dediu. Lipsa de luciditate sau forma foarte bună a domnului Grigorașă. Ambele echipe și-au dorit foarte, foarte mult. Echipa băcăoancă a avut finalul mult mai bun, au avut jucători proaspeți și cu ocazia aceasta și felicit pe colegul meu și echipa băcăoană, fiindcă au făcut un joc foarte, foarte bun.